în criza COVID-19 e a treia zi cu peste 2000 de cazuri, peste 2200 chiar, cu o rată de pozitivare în creștere și a depășit deja 5% în spitale. Ne apropiem cu pași repezi de 4000 de internații, iar în terapie intensivă depășim 500 de paturi ocupate. Din păcate, la această oră, potrivit ultimelor date, colega mea Carla Tănase știe mai multe. Carla. Bun găsit, vedem că în capitală ne apropiem de 400 de cazuri, sunt 395 și sunt alte 4 județe care au peste 100 de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Vorbim de Constanța, Maramureș, Satu Mare, dar și Timiș. Sunt 79 de decese, însă 40 sunt raportate dintr-o perioadă anterioară. 523 de pacienți sunt în stare gravă la terapie intensivă, iar creșterea de pe o zi pe alta de ieri până azi este una foarte mare, de 53 de persoane. În toate secțiile care tratează acești pacienți infectați cu SARS-CoV-2 sunt 3985, iar creșterea de ieri până astăzi este de asemenea mare, de 243 de pacienți. În privința copiilor, sunt 99 internați în spitale, infectați cu SARS-CoV-2 și 8 dintre ei sunt în terapie intensivă. Au fost făcute 39.228 de teste, iar asta ne arată o rată de pozitivare de 5,6%. Mai mult, Carla, iată și unde se resimte acest număr de cazuri din ce în ce mai mare. În județul Timiș, de exemplu, înțelegem că nu mai este niciun loc liber pe secția de terapie intensivă dedicată pacienților confirmați cu SARS-CoV-2. 6 persoane au fost deja transferate în județele Arad și Hunedoara. Într-o legătură telefonică directă cu noi, directorul DSP Timiș, domnul Flavius Cioca, despre situația de acolo. Bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, informațiile prezentate de dumneavoastră sunt cele corecte. Cu o singur amendament, e vorba de mai multe secții de terapie intensivă pentru pacienții COVID în mai multe spitale, nu doar una. Bun, și în acest moment acești pacienți, domnule Ciuc, au fost transferați în Arad și în Hunedoara. Exact, ce e de făcut în Timiș, pentru ca lucrurile să se mai relaxeze din acest punct de vedere? Aveți posibilitatea? Lucrăm la deschiderea de noi capacități, fiecare spital are planul de reziliență, sunt lucruri în desfășurare pentru că în perioada aceasta în care pandemia a mai scăzut un pic din intensitate, colegii noștri, serviciile tehnice s-au apucat și de reparații și avem o asumție că vom crește în perioada imediat următoare numărul de paturi, ba chiar urmează și o întâlnire cu reprezentanții spitalelor în această după amiază la prefectura Timiș, exact în sensul acesta. Estimați un număr de paturi? Cât ar urma să apară în plus? Estimăm undeva la 10 în perioada imediat următoare, poate chiar mai mult pe viitor. E cumva mai puțin un subiect de mândrie pentru noi ca județ să transferăm pacienți în alte județe. De obicei suntem în situația inversă, să primim pacienți din alte județe, la modul general, nu doar de COVID. Mai spuneți-ne, domnule Ciuca, dacă situația cere să transformați spitale non-COVID în acest moment sau să duceți în acele secții de terapie intensivă sau doar adăugați în cele COVID? Deocamdată doar adăugăm în cele COVID, iar situația de a transforma total spitale nu e deocamdată impusă, pentru că problema noastră în momentul actual este strict cu locurile de ATI. Da. La modul general, locuri pentru cazurile ușoare și moderate, nu, aici nu avem probleme. Mulțumesc pentru această intervenție și explicații. Flavius Cioca este directorul DSP Timiș.